Nu știu dacă există în locul acesta oameni foarte mulți care să fi făcut o pasiune pentru cartea Eclesiastul. Nu știu dacă tinerii aceia care un an de zile au făcut studiu pe cartea Eclesiastul sunt pe aici. Pentru că de obicei, cartea aceasta este una dintre cărțile ocolite din Scriptură. Pentru că ni se pare atunci când o citim o carte foarte încurcată, Ba, o carte chiar foarte pesimistă. Spune Sfânta Scriptură că după ce înțeleptul Solomon a început să analizeze viața asta de sub soare, a tras concluzia că totul este deșertăciune. Munca e deșertăciune, zice el până la urmă, dacă te uiți dintr-o anumită perspectivă. Veselia e deșertăciune. Bogăția e de Până și înțelepciunea, dacă te uiți dintr-o anumită perspectivă, e de șertăciune. Și atunci, trebuie să faci ceva ca să ai o altă perspectivă. Și spune Sfânta Scriptură aici în cartea aceasta Eclesiastru că sunt două case unde ai putea să te duci să schimbi perspectiva. Știți care sunt casele astea? Frații mei, e casa de jale și casa lui Dumnezeu. Casa de jale, zice în capitolul 7, e casa în care ar fi bine să te duci. Mai bine decât să te duci într-o casă de petrecere. E din Biblie ce spun acum, frații mei. De ce să fie mai bine să te duci într-o casă de jale decât într-o casă de petrecere? Pentru că schimbi perspectiva. Cu condiția că atunci când te duci în casa de jale să-ți pui la inimă ceea ce vezi că se petrece acolo. Și când intri în casa lui Dumnezeu poți să schimbi perspectiva cu condiția să împlinești, dragii mei, ce trebuie împlinit în casa lui Dumnezeu. Și mi s-a citit în această dimineață păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu. Și vreau să predic în această dimineață, cu ajutorul Domnului, despre comportamentul în casa lui Dumnezeu. E nevoie să știm și lucrul acesta. Adică, ce trebuie să facem, cum trebuie să fim când intrăm în casa lui Dumnezeu? S-ar putea să spuneți bine, fratele dar de 20, de 30 de ani venim aici, în locul acesta, nu știți ști să ne comportăm în casa lui Dumnezeu? Stăm cu minți pe bănci. Încercăm să nu discutăm unul cu altul, să nu folosim telefoanele. Mai trimite câte un bilet așa, ne vine în minte să trimite câte un bilet la învon. Nu, frații mei, Sfânta Scriptură ne învață în această dimineață cum să ne comportăm în casa lui Dumnezeu când intrăm în casa lui Dumnezeu. Cum trebuie să fie? Cum trebuie să intrăm în casa lui Dumnezeu? Frații mei, în primul rând, în casa lui Dumnezeu trebuie să intrăm pregătiți. Și vă întreb, dumneavoastră, cei ce ați venit în această meață și ați pășit pe ușile astea, de jos sau de sus, Ați venit pregătiți la casa lui Dumnezeu. s -am venit, pur și simplu am venit. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu. Oare ce-o fi însemnând asta, fraților, surorile mele? Vă întreb, de ce credeți dumneavoastră că vin oamenii la casa lui Dumnezeu? Frații mei, unii vin pentru că au necazuri, știți? Știți că vin unii pentru că au necazuri? Și undeva au răscolit în memoria lor ideea asta că dacă au necazuri, pot să vină să le aducă înaintea lui Dumnezeu. Și e adevărat asta, nu frații mei? Chiamă-mă în ziua necazului. Eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Și vin la casa lui Dumnezeu după doi ani de când au fost. Sau după șase luni de zile de când au fost, că au dat peste necazuri. Și așteaptă soluții de la Dumnezeu. Bine fac că vin. Rău că n-au venit mai de mult sau mai des. Alții vin la casa lui Dumnezeu să se întâlnească. Ați văzut oameni de felul acesta care vin să se întâlnească, frații mei? Sunt singuri. N-au cu cine povesti toată, via toată, toată ziua. Și vin că aici găsesc pe cineva cu cine să povestească, să împărtășească gândurile, durerile, suferințele, dezamăgirile de viață. Alții vin în casa lui Dumnezeu pentru că sunt religioși. Și au impresia că Dumnezeu contabilizează fiecare frecvență, fiecare prezență. Și într-o zi le va pune toate astea pe cântar și va zice, bun, ai fost prezent la casa lui Dumnezeu. Dar știți că alții vin la casa lui Dumnezeu pentru că au o anumită programare. Știți asta? Sunt programat să facă ceva în casa lui Dumnezeu să predice, să conducă programul, să conducă cântarea, cine știe ce. Și vreau să vă spun, dacă avem ochi, vom observa că sunt oameni care doar atunci vin la casa lui Dumnezeu când au o anumită programare. Sunt responsabili să facă ceva. Vezi nimic. Vă întreb, de ce ar trebui să venim la casa lui Dumnezeu? Pentru că am dat peste necazuri? Pentru că suntem religioși? Pentru că vrem să ne întâlnim? Pentru că suntem programați la ceva? De ce ar trebui să venim, frații mei, la casa lui Dumnezeu? Să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să o facem asta. Merită Dumnezeu, așteaptă Dumnezeu închinarea noastră? Da, frații mei, și o închinare care să fie plăcută lui Dumnezeu, închinare în duș și adevăr, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ei, frații mei, dacă venim aici la casa lui Dumnezeu să ne închinăm, putem veni oricum? Sau trebuie pregătire? Și spun încă o dată, Păzeșteți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu. Ce o fi însemnând asta? Să fim atenți să nu ne împiedicăm de prima treaptă sau de a doua treaptă sau de prag? Ce înseamnă asta? Frații mei, în contextul acesta, umblarea sau piciorul care pășește, dragii mei, are de-a face cu altceva, Înțeleptul Solomon îl avea în vedere pe un om care tocmai a ajuns să intre în casa lui Dumnezeu. Și nu să-l facă atent cum intră în casa lui Dumnezeu. Pregătit sau nepregătit? Că umblarea noastră, felul în care pășim, nu ne neapărat în casa lui Dumnezeu doar, felul în care pășim, dragii mei, este oglinda sufletului nostru. Știți asta? Ați văzut vreodată cum umblă un om mândru? Ați văzut? se citește pe mersul lui mândria? E adevărat sau nu e adevărat? Ați văzut vreodată cum umblă un om smerit, se citește pe mersul lui umilința? Ați văzut vreodată cum umblă un om grăbit? Sau unul leneș? Ați văzut? E diferență. Pașii noștri, felul în care mergem, dragii mei, vorbește despre sufletul nostru, despre starea noastră spirituală. Și aici înțeleptul Solomon asta spunea, nu uită-te la prag, fii atent la prag. Ai grijă de sufletul tău când intri în casa lui Dumnezeu. Cum ții? Cât de pregătit e? Pentru că trebuie să te întâlnești cu Dumnezeul cerului și al pământului. Nu cu oricine. Cu cel care, care este din veșnicie în veșnicie Dumnezeu. Cu cel în fața căruia ar trebui să tremuri și să te temi de el, cum îi se predica mai înainte. Cu acela pe care ar trebui să-l respectăm, dragii mei. Pricepeți solemnitatea acestui moment? Dragii mei, pricepeți? Stăm aici, în fața Dumnezeului de care ne-am bătut joc ieri, Pricepeți solemnitatea momentului. Dumnezeului pe care l-am ignorat ieri, a cărui porunci le-am călcat în picioare al altăieri. În fața acestui Dumnezeu stăm. Credeți că ar trebui să venim cu inima pregătită înaintea acestui Dumnezeu? Cel puțin pregătită să se pocăiască. Pentru ce a fost ieri, ce a fost alaltă ieri, ce a fost zilele trecute și să stăm înaintea lui Dumnezeu cum a stat atunci în templu vameșul acela care a zis nici măcar privirea nu, ridic, nu încerca să o ridice, n-avea îndrăzneală să o ridice, ci zicea, ai milă de mine, păcătosul. Omul acela a venit atent, pregătit să se pocăiască. Și vă întreb, a primit Dumnezeu pocăința lui când a venit pregătit să se pocăiască? Zicea Domnul Iisus Hristos, s-a întors acasă, socotit, neprianit. Domne, noi care am venit în această dimineață aici, la casa ta, la casa lui Dumnezeu, la întâlnirea oamenilor lui Dumnezeu, cum ne vom întoarce acasă de aici? Vă preocupă ideea asta? Gândul ăsta vă preocupă? Cum se va întâmpla ceva, se va schimba ceva, se va produce ceva în ființa noastră. Am venit pregătiți cu așteptări mari de la Dumnezeu, gata să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu, să ne ierte Dumnezeu toate păcatele, să mergem înnoiți din locul acesta, sau am venit să avem de unde merge. Cum îi frații mei? Când intri în casa lui Dumnezeu, trebuie să intri pregătit. Pe dinăuntru. Și asta să se vadă și pe din afară. În al doilea rând, când intri în casa lui Dumnezeu, trebuie să intri prudent. În ce sens, prudent? Atent. Cu băgare de seamă. Atunci când vorbești despre prudență, te gândești că s-ar putea să existe niște pericole. Și ești foarte atent să le poți evita. Și când spun că trebuie să intru în casa lui Dumnezeu, prudent, cu prudență, stau și mă întreb, Doamne, dar ce pericol or fi în casa lui Dumnezeu? Credeți că sunt pericole aici, în locul acesta, când stau înainte lui Dumnezeu? Sau nu sunt? Ce mă poate paște în casa lui Dumnezeu? Haideți să vă spun ca aici, în casa lui Dumnezeu, să fac un rău de care nici să nu știu că e rău. Bine, frate, dar aici cântăm, aici ne rugăm, aici citim scripturile, aici încercăm să ne îndemnăm unii pe alții la dragoste, la fapte bune, încercăm să ne chemăm la pocăință unii pe alții. Cum să vin în casa lui Dumnezeu să fac un rău și nici măcar să nu știu că am făcut rău? Și ascultați, spune Sfânta Scriptură așa, ei nu știu că fac rău cu aceasta și mă întreb, cu ce anume? Cu ce? Aici, în casa lui Dumnezeu, au venit unii, sau acolo în casa lui Dumnezeu, au mers unii și au adus jertfa Nebunilor. Oare se întâmplă pe la noi așa ceva? Să vină cineva în casa lui Dumnezeu, să facă rău ăsta, să aducă jertfa nebunilor, și nici măcar să nu-și dea seama. Se poate întâmpla așa ceva, dragii mei. Și pericol. Pentru că ni se spunea mai înainte, se mânie Dumnezeu din cer. Și nu cred că ați vrea careva de aici să dați ochii cum Dumnezeu mânios. Ați vrea lucrul acesta? E grozav lucru să cazi în mâinile lui Dumnezeu. Ce înseamnă jertfa nebunilor? Dragi deci, jertfa nebunilor este jertfa pe care o aduci sau aduce cineva pe un fond de neascultare. Da, da. Aduci ceva înaintea lui Dumnezeu, nu știu ce. Ceva ce vrei să oferi lui Dumnezeu. Vrei să dai lui Dumnezeu. Vrei să lași impresia că Dumnezeu e important pentru tine, atât de important încât ești dispus să dai ceva, dar tot ce dai este pe un fond de neascultare. Există cazuri de felul acesta în Biblie. Sau în viața cotidiană. Când Saul a avut o discuție cu Samuel, i-a spus Samuel să stea să-l aștepte câte zile. Câte, frații mei? Șapte zile, da? Și Saul s-a coborât undeva, oamenii erau pe lângă el, a văzut că încep să se, să se împrăște oamenii de lângă el, năvăleau filistenii, și în momentul acela, Saul, care tot aștepta o zi, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, a văzut că Samuel nu mai vine. Ce-a făcut omul ăsta, dragii mei? A ce fă? Vă întreb, s-a expus el în momentul acela? Tocmai când aducea, ca zis el, Samuel nu mai vine, trec șapte zile, Samuel nu mai vine, poporul se împrăștie, năvălesc filistenii, trebuie să înceapă războiul, eu nu m-am rugat lui Dumnezeu, hai să aduc jertfă. Ei, dar Samuel i-a spus, așteaptă-mă șapte zile și voi veni. Și undeva pe finalul celei de șapte zi, sau l-a să aducă jertfa și a zis Samuel când a sosit, ai lucrat ca un nebun, ai adus jertfa nebunilor, cu alte cuvinte, pentru că e pe un fond de neascultare. Același om care era expert, dragii mei, în aduce jertfe prin, pe un fond de neascultare. Când Dumnezeu a poruncit să meargă să se bată cu Amalek, să nimicească tot ce ține de Amalek, spuneți vă da Scriptura, s-a dus, s-a întors cu pradă de război însemnată. Și a ieșit să Samuel înainte și a zis Saul plin de sine, am păzit cuvântul Domnului. E bine, dar ce cu behăitul ăsta care se aude la coada oștirii? Și a zis Samuel, poporul a păstrat asta pentru ca să... Saul a zis, poporul a păstrat asta pentru ca să aducă jertfă lui Dumnezeu din oile cele mai bune din prada de război. Și a zis Samuel către Saul, îi plac lui Dumnezeu mai mult jertfele, arderile de tot, decât ascultarea. E o jertfă pe un fond de neascultare. Dumnezeu nu primește? Fii prudent când vii în casa lui Dumnezeu și te grăbești să aduci ceva. E cumva pe un fond de neascultare? Te expui, ești în pericol. Jertfa nebunilor înseamnă jertfa adusă pe un fond de neascultare. Dar nu-i doar asta. Jertfa nebunilor este o jertfă formală, adică fără inimă. Și mai frații mei, de multe ori venim în locul acesta și inima nu e aici. Și facem slujbă înaintea lui Dumnezeu. Și stăm pe bancă și ne rugăm, și stăm pe bancă și cântăm, dragii mei, fără inimă. Credeți, dragii mei, că asta e jertfa nebunilor? În cartea profetului Ezechiel, mi se pare la capitolul 33, spune cuvântul Domnului: Poporul ăsta vine la tine, ca și poporul meu. Și ascultă. Dar cu gura vorbesc dulce, dulce de tot. Dar inima lor e îndreptată tot spre poftele lor. M-au zis, frații mei. Inima nu e acolo. Le place să asculte și am venit, dragii mei, șase duminici la rând să ascultăm Evanghelia și am rămas încântați, poate, de Evanghelie. Și vorbim apreciativ, poate, despre o predică sau despre altă predică. Și inima unde-i? unde, -i? unde -i inima? Că dacă, dragii mei, facem când venim aici lucruri care se fac în casa lui Dumnezeu fără să fie inima aici, aducem o jertfă nepotrivită înaintea lui Dumnezeu, una care, care îl mânie pe Dumnezeu. Când poporul acesta se apropie de mine, spune în cartea profetului Isaia la capitolul 29, se apropie cu gura, cu buzele. Inima e departe de mine. Deci, mei, când deschidem cartea asta să citim sau să învățăm, să predicăm cuvântul lui Dumnezeu, o facem ca să ne putem oglindi viața. Să învățăm ce vrea Dumnezeu. Să învățăm astăzi, bună oară, în casa lui Dumnezeu trebuie să intru prudent. Să nu aduc o jertfă care să mă expună, care să-l mânie pe Dumnezeu. Fie că e pe fond de neascultare, fie că este doar de formă și inima nu e aici. Jertfa nebunilor, dragii mei, este și jertfa care urmărește promovarea de sine. Pe unde se întâlnește asta? Unde o găsiți? S-a dus fariseul la templu, s-a și el o jertfă. Și vă întreb, jertfa cea pe care a dus-o fariseul când undeva într-un colț stătea vameșul. Poate l-a mai spre centru. A fost nebunie sau nu a fost nebunie? L-a mâniat pe Dumnezeu sau nu l-a mâniat pe Dumnezeu? Când tot ce a făcut el a fost să, să atragă atenția spre sine, spre, spre, performanțele lui, ba până acolo încât să-l impresioneze pe Dumnezeu. Dumnezeule, eu nu sunt ca ceilalți oameni, sunt o categorie mai specială postesc, dau milostenie, fac zeciuia, dau zeciuală. Credeți că s-ar putea să vin în casa lui Dumnezeu să duce o jertfă care să însemne promovare de sine? Credeți? Nu vreau să descurajez astăzi, frații mei, implicarea. Nu asta vreau să fac. Vorba din, din, din Vechiul Testament să dea Domnul ca tot poporul să fie format din profeți, din proroci, oameni care să vorbească în numele Lui Dumnezeu. Nu vreau să descurajez implicarea, dar vreau, dragii mei, să descurajez implicarea asta care, care poate atrage mânia Lui Dumnezeu. Vreau să ne implicăm cu inima, cu inima pregătită, dragii mei, cu ceva care să-L onoreze pe Dumnezeu. Nu să ne promovăm pe noi înșine. Domnul să ne ferească de așa ceva. Pentru că cel care trebuie să fie înălțat este numai Domnul. Și acum și în veci de veci doar El trebuie să fie înălțat. Jertfa nebunilor este jertfa aceasta dusă pe un fond de neascultare, jertfa formală, jertfa care se promovează pe sine. Dar este și jertfa care nu produce schimbare. Frații mei, credeți că prezența noastră duminică dimineața aici, este o jertfă. Credeți? Sau nu credeți? Să te scoli dimineața, să fii să fii la ora nouă, să stai trei ceasuri aici, când alții sunt în altă parte. Își petrec vremea cine știe pe unde. Tu ai decis să stai în casa lui Dumnezeu, să pui trei ceasuri deoparte. E jertfă. și vă întreb, jertfa asta de trei ceasuri, ce schimbare produce în viața noastră? Produce sau nu produce? Că dacă jertfa asta noastră de trei ceasuri nu produce nicio schimbare, frații mei, jertfa nebunilor. Când stăm aici și Dumnezeu ne vorbește, am pus trei ceasuri deoparte să stăm înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne vorbească. Dumnezeu din cer așteaptă schimbare, transformare. Să plecăm altfel de cum am venit în locul acesta. Dumnezeu l-a trimis pe Ieremia să stea în curtea casei lui Dumnezeu și a zis așa, vorbește toate cuvintele pe care ți le spun. Nu lăsa niciunul din ele. Și zice Dumnezeu din cer. Imaginați-vă cum zice Dumnezeu. Poate că vor asculta. Ca și cum ar zice, du-te ce vorbește le oamenilor din Carpați. Toate cuvintele astea. Spune-le apăsat dacă vreți. Poate că vor asculta. Adică se va produce schimbare. Și -o spune Sfânta Scriptură că s-a dus Ieremia. S-a vorbit. Știți care a fost reacția lor? l-au luat, l-au prins, l-au mostrat aspru și au zis, ce cu vorbele astea? Adică cum îți permiți să vorbești aici, împotriva locașului ăstuia, împotriva poporului ăstuia? Cum îți permiți? Nici o schimbare. E jertfa celor fără minte. Deci, mei, jertfa plăcută lui Dumnezeu este un duh mâhnit, o inimă mâhnită, un dus strobit. Și zice Dumnezeu din cer, iată spre cine voi avea eu privirea îndreptată, spre cei cu inima strobită. Când vin înaintea lui Dumnezeu, vin înaintea lui Dumnezeu, cu inima mea frântă în pocăință. Și Dumnezeu din cer este cel care mă primește atunci. Să intru în casa lui Dumnezeu prudent, și să fiu foarte atent să n-aduc o jertfă care să-L mânie pe Dumnezeu. Să aduc jertfa asta a unei inimi în pocăință. Și Dumnezeu mă primește. Și frații mei, repede mă apropie spre încheiere. În treilea rând, intri în casa lui Dumnezeu pregătit, intri în casa lui Dumnezeu prudent, intri în casa lui Dumnezeu disponibil. Spune Sfânta Scriptură, apropie-te mai bine să... Ascult, disponibil să asculți. Dispus să asculți. Mă întreb, dragii mei, când venim în casa lui Dumnezeu, sute de oameni în locul acesta, de toate categoriile de vârstă, suntem dispuși să ascultăm în casa lui Dumnezeu? Amin. Slavă Domnului! Dacă e așa, mă bucur! Dar ce înseamnă să fiu dispus să ascult? Știi ce înseamnă? Înseamnă să fiu serios când Dumnezeu îmi vorbește. Serios. Adică să știu că ceea ce spune Dumnezeu pe mine mă vizează. toate Dumnezeu a spus o pildă și pentru a zis, bine, bine, dar pentru noi spui pilda asta? Sau pentru toți? Cui te adresezi? E când vii, intri în casa lui Dumnezeu dispus să asculți, Ești foarte serios când stai pe bancă? Ești foarte serios! Și-ți deschizi larg urechile. O altă traducere, dragii mei, în limba engleză, spune cam așa: când intri în casa lui Dumnezeu, deschide urechile și închide gura. Și cei care citesc în acea traducere, în acea traducere englezească, așa citesc. Când intri în casa lui Dumnezeu, deschide urechile și închide gura. Adică fii serios, gata să asculți că ce spune Dumnezeu pe tine te vizează sau pe mine mă vizează. Asta înseamnă să fiu dispus să ascult, să fiu serios. Să fiu dispus să ascult înseamnă să înregistrez cuvântul lui Dumnezeu. Mereu poate spun lucrul acesta în casa Domnului și nu știu de ce Dumnezeu mă face să spun asta. Sau și mă întreb după ce ieșim din locul acesta cât ținem minte. Dragii mei, intru dispus să înregistrez. Am urmărit în vara asta ceva și m-am bucurat, dar mi-am dat seama și de natura noastră umană cum e ea, uh, niște predici mai aplicative, mai practice, cum imediat, dragii mei, s-a văzut în viața unora de aici că au început să le aplice, le-au ținut minte. Două săptămâni. Și apoi gata. Bună oară, A fost o predică în locul acesta despre păcatul neparticipării la casa lui Dumnezeu și joia următoare și apoi duminică și iar joi am văzut la biserică oameni care nu au fost de luni de zile. Și apoi au dispărut din peisaj. A uitat! Natura noastră umană este să uităm repede. Dragii mei, de aceea spune Apostolul Pavel, mie nu-mi este greu să vă spun mereu aceleași lucruri, să vi le repet. Aveți nevoie să fie repetate. Avem nevoie să fie repetate pentru ca să le înregistrăm, dragii mei, și să le trăim. Dumnezeu vorbește pentru că vrea să, să aplicăm, să trăim ceea ce vorbește Dumnezeu. A fi dispus să ascult înseamnă să înregistrez mesajul lui Dumnezeu. Înseamnă să-l înțeleg. Și dacă nu-l înțeleg, să-i pun lui Dumnezeu întrebări, Doamne, ce înseamnă? Și vă asigur că Dumnezeu din cer ne spune ce înseamnă. A fi dispus înseamnă nu doar să înțeleg, nu doar să înregistrez, să iau hotărâri. Și mă întreb în această dimineață, Doamne, ce hotărâri vom lua noi înaintea ta? Cu privire la intrarea noastră în casa ta, în casa lui Dumnezeu. Vom veni pregătiți, vom fi prudenți, vom fi dispuși să ascultăm. Mă rog lui Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dragii mei, pentru tot ce s-a spus astăzi, sau ori de câte ori suntem în locul acesta, Dumnezeu așteaptă hotărâri. Haideți adică să stăm ridicați în picioare și în rugăciunea aceasta,